Pregătirea autovehiculelor pentru sezonul rece este importantă pentru a asigura o funcționare a acestora în siguranță. În primul rând, trebuie schimbate anvelopele de vară cu cele de iarnă. Acestea oferă o aderență mai bună pe zăpadă sau gheață. În România, legea nu impune o dată exactă, dar prevede că anvelopele de iarnă sunt obligatorii în momentul în care drumurile sunt acoperite cu zăpadă, gheață și polei. Este recomandat să montezi din timp, înainte de prima zăpadă, pentru a evita aglomerația de la serviciu și eventuale sancțiuni. De obicei, montarea anvelopelor de iarnă se face la sfârșitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie, în funcție de regiunea în care locuiești și evoluția temperaturilor. Pentru a fi sigur că folosim anvelopele corecte, va trebui să ne uităm chiar pe anvelopă. Aceasta este marcată cu M plus S, lucru care arată că poate fi folosită atât vara cât și iarna, și totodată o să o găsim sub două forme, sub forma de all season, da? Sau forma doar de iarnă, unde o să vedem doar fulgul. Nu doar la anvelope trebuie să fim atenți în sezonul rece. Totodată trebuie să verificăm bateria, temperaturile scăzute pot afecta capacitatea bateriei, testează bateria și dacă are mai mult de 3-4 ani sau prezintă urme de uzură, ia în considerare înlocuirea ei. Lichidul de parbriz și ștergătoarele sunt iar importante. Folosește un lichid de parbriz special pentru iarnă, care să nu înghețe la temperaturi scăzute. Verifică și starea ștergătoarelor, dacă sunt uzate, înlocuiește-le. Totodată trebuie verificat și antigelul. Nivelul și concentrația lichidului de răcire ar trebui să protejeze motorul la temperaturi de până la minus 25 de grade Celsius sau chiar mai scăzute. Păi orice proprietar de autoturism își poate cumpăra acest rapid test. E destul de ieftin, e accesibil și îl poate găsi la orice magazin de piese auto. Se introduce furtunul acesta în vasul de răcire, se apasă pe pompiță, se va trage pe acest furtunaș lichidul în interior, iar această gradație va urca în funcție de concentrația antigelului, de la minus 12, 18, 22 și așa mai departe. Însă, într-un service, veți găsi dispozitive mai bune. Este o metodă mai sigură la service decât acasă. Indicat așa ar fi, doar dacă oamenii nu au încredere în unitățile service, pot folosi chiar și ei și merg în unități doar să verifice dacă ceea ce au verificat corespunde cu ceea ce li s-a spus din service. În servisuri se vor face și alte verificări pentru pregătirea mașinilor pentru iarnă. Frânele, este important să verifici starea plăcuțelor și a frânelor și a discurilor de frână. Frânele trebuie să fie eficiente în condiții de drum alunecos. Verificarea luminii exterioare, asigură-te că toate luminile funcționează corect, faruri, stopuri, semnalizări și că sunt curate pentru vizibilitate maximă. Pregătirea trusei de iarnă, și aici ar trebui să includă o lopată pentru zăpadă, un sac de nisip, lanțuri antiderapante, cablu de tractare, cablu de alimentare pentru pornirea bateriei, lanternă, pături și îmbrăcăminte călduroasă. Totodată, esențial ar fi să verifici și sistemul de evacuare, pentru că pierderile, scurgerile pe folosirea la relantia mașinii pot intra în interior și să-ți provoace acumulări de carbon care sunt totodată periculoase. Este esențial ca iarna și sistemul de încălzire și dezaburire să funcționeze corect. De asemenea, pentru garniturile ușilor și încuietor se poate folosi un spray pentru a preveni înghețarea acestora.